Pastor, aș vrea să mă rog, dar nu știu. S-a uitat pastorele aș și a spus, trebuie să te rogi doar 5 cuvinte. Care sunt acestea, domnule pastor? Doamne, arată cine sunt eu. Femeia aceasta se ruga tot timpul și la un moment dat a văzut că lucrurile în viața ei mergeau tot mai greu și nu înțelegea și zicea, eu m-am rugat cum a învățat pastorul. Și a trecut un timp și a venit din nou la biserică și a zis, domnule pastor, de când m-a spus să mă rog așa, parcă tot mai greu îmi merge și nu înțeleg de ce. S-a uitat blând pastorul ea și a spus, de acum înainte, te învăț să te rogi altfel, dar tot 5 cuvinte. Care sunt acestea? Până acum, Domnul ți-a arătat cine ești tu, ce poți să faci tu pe picioarele tale, de ce ești în stare tu pe picioarele tale și de ce este în stare El când ești pe genunchi. Care sunt acestea 5 cuvinte? Doamne, arată-mi cine ești Tu. Acum ar vrea să spun o întrebare. Vrei să vezi cine este Iisus Hristos cu adevărat? Vrei să cunoști pe Iisus Hristos cine El este cu adevărat? Privește în sus. Singurul Dumnezeu adevărat, care a făcut cerurile, pământul, marea, uscatul, care răspunde atunci când este chemat. Slăvit să fie Domnul! E singurul care se coboară la nivelul minții omului și stă de vorbă cu el. Și știi cum îi vorbește? După măsura înțelepciunii pe care o are. În seara aceasta Duhului Dumnezeu se plimbă pe aici. Și vorbește fiecăruia pe înțeles ca omul să înțeleagă. Există un singur Dumnezeu, o singură credință și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și un singur botez. Știți cine este acest mijlocitor? Știți, dragii mei? Singurul care poate să mijlocească pentru omenire la ora actuală este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oamenii care au fost mai dinainte, Apostolul Pavel, Apostolul Ioan și toți sfinții care au fost martirizați pentru credință, Dumnezeu i-a ascultat atunci. Dar astăzi niciun sfânt nu mai poate să mijlocească la Tatăl decât numai Fiul lui Dumnezeu. Și astăzi a hotărât ziua aceasta de la întemeierea lumii ca tu care ești aici să cunoști cine este El. Dacă îl recunoști, îl vei vedea pe El. Și cântarea pe care vreau să o cânt spune, te iubesc, Iisuse, te iubesc, căci mi-ai dat viață, mântuire fără să plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc și în inima mea vreau să-ți mulțumesc.